Bună ziua, comandos, și bine ați venit la Papi Kitchen. Înainte de toate, nu uitați să vă abonați ceea ce n-ați făcut-o. Activați clopoțelul ceea ce ați făcut-o. Să vă uitați până la capăt, că e interesant acest video. Și să vedeți ce năstrucii mai face Papi Kitchen pe bucătărie. Și să lăsați un comentariu în care să introduceți acest cuvânt cheie care este curmale. Dar mai înainte de toate, deci voi făcând toate astea, îl ajutați pe Papi Kitchen, iar Papi Kitchen vă ajută prin ce? Prin faptul că el, având timp la dispoziție, citește foarte mult legat de sănătate și aceste lucruri vi le transmite și vouă prin viu grai. Astăzi trebuie să vă spun sfatul numărul 5, deci nu vă mai aștept, nu vă mai las să așteptați până la capăt. Deci sfatul numărul 5 pentru o dietă mai sănătoasă. Acesta este să favorizați alimentele din agricultura ecologică. Trebuie să mâncați fructe și legume care sunt organice. Trebuie să știți că fructele și legumele din agricultura convențională sunt pline de pesticide care sunt foarte dăunătoare sănătății. Deci consumul care nu este un moft, nu sunt fițe, ci este asigurarea sau cartea de vizită care vă face mai sănătoși. De ce? Pentru că, nefiind pesticide, au mai mulți nutrimenți și antioxidați care vă protejează în același timp. Creează un, să zic așa, o pavăză. Se vorbește foarte mult de antioxidanți. Ce sunt ăștia? Sunt niște substanțe chimice care sunt prezente în alimente. Acestea contribuie la împiedică îmbătrânirea celulelor și în protecția contra la diferite boli. De aceea, când auziți mâncați antioxidanți, acesta echivalează cu a rămâne cât mai mult tânăr. Și dacă băgați lucruri corecte și sănătoase în corp la exterior, nu mai e nevoie să faceți apel la doctor, la chirurgie estetice ca să fiți bine la exterior. Vorbesc de creme care vi le dați pe față și care vă dă senzația că sunteți întineriți cu 10 ani. Și acum să revin la oile noastre, curmala, brânza de capră, o asociație perfectă care am descoperit-o acum și care sigur așa ceva nu există pe internet. Un singur fruct, o singură proteină este ideal pentru un aperitiv sănătos. Bun, pentru că mai am puțin, trebuie să vă spun că această rețetă mi-a venit spontan așa în cap, că atunci când am cules din grădină aceste curmale, de fapt, și am zis cu ce le-aș putea asocia. Trebuie să vă gândiți că în papilele mele gustative, în palatul meu gustativ, a venit această asociere. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere pe data viitoare cu alte lucruri utile, sănătoase, și nu uitați deviza: mâncare sănătoasă, un corp sănătos. Lăsați un coment acolo și să ne vedem cu bine. Ciao, ciao!